Bună ziua și bine ați venit la Celebrity Talk, seria de podcasturi dedicate personalităților care vizitează Universitatea de Vest din Timișoara. L-avem alături de noi pe Mircea Cărtărescu și cred sincer că nu are nevoie de nicio prezentare. Cel mai cunoscut și cel mai tradus scriitor român contemporan. Este alături de noi și domnul Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara. Domnilor, bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Domnule Mircea Cărtărescu, prima întrebare, desigur, o trimitem așa ca o săgeată spre invitat. S-au împlinit aproape 6 luni de când Timișoara este capitală culturală. Cum se vede capitala culturală din capitală, ca să zic așa? Este foarte evidentă, este foarte vizibilă, este un fenomen, aș spune eu, fără multe precedente în cultura românească post-decembristă. Este un moment de mare sărbătoare, toată lumea percepe acest lucru, cu foarte, foarte multe evenimente din toate zonele culturale, din toate zonele intelectuale, o organizare desăvârșită, aș spune eu, fără să vreau să exagerez sau să vă flatez. Într-adevăr, aceasta este imaginea. Este imaginea unui oraș în sărbătoare culturală. Nu putem decât să ne bucurăm. De obicei, când ajungeți în Timișoara, ajungeți la Universitatea de Vest din Timișoara. Ne puteți spune, e o diferență de percepție a publicului, de dinamica a publicului, nu știu, Timișoara versus alte orașe din țară? Publicul de literatură și, mai larg vorbind, publicul cultural este întotdeauna același, după părerea mea. Nu există diferențe mari. Diferențele mari sunt între publicul cultural și restul publicului. Dar cei care au afinități artistice, literare, sunt întotdeauna aceiași, sunt întotdeauna la fel. Sunt oamenii pe care îi vezi imediat ca o privire mai luminoasă, că au un vocabular mai extins, că sunt oameni care citesc, în primul rând, care merg la spectacole, care fac totul ca să-și îmbogățească lumea interioară. Aceasta este asemănarea foarte mare și aceasta, din păcate, foarte din păcate, aș spune, este diferența cu ceilalți oameni care preferă alte feluri de entertainment, alte feluri de distracție, fac parte din alte subculturi pentru care nu am niciun fel de desconsiderare, dar nu știu ce pierd. Da, așa este. Sigur, cu siguranță nu știu ce pierd. Domnule rector, iată-ne într-o cursă de aproape 6 luni de zile. Universitatea de Vest se află în această cursă a culturii. Cum arată asta din perspectiva dumneavoastră? Ce s-a întâmplat la universitate în ultimele luni? Universitatea de Vest din Timișoara, categoric, pe lângă valorile asumate și proiecțiile în domeniul educației și cercetării de calitate, asumați și această latură. Această latură a fi o agoră a dezbaterilor, o agoră care magnetizează ideile, părerile societății, le dezbate în interiorul ei și de multe ori le transmite sub formă de soluții spre societate. Într-un an de capitală culturală europeană, clar, Universitatea de Vest din Timișoara, o universitate comprehensivă, nu avea cum să nu joace un rol central. Și într-un proiect ambițios asumat de Universitatea de Vest din Timișoara, sub numele la UVT, Cultura este Capitală, ne-am propus, la început credeam chiar imposibil și spuneam atunci că vom aduce 3 laureați de premiul Nobel în aula universității. Iată că deja am adus 3 până la mijlocul anului și mai avem 2 în proiecție pentru lunile următoare. Am adus personalități uriașe ale culturii, ale literaturii din România, după domnul Patapievici, domnul Liceanu, domnul Pleșu, iată că astăzi, așa cum ați spus, cel mai tradus scriitor român, domnul Cărtărescu, este alături de noi, revenind la Universitatea de Vest din Timișoara, pentru că domnia sa a venit de multe ori în conferințele universității în Aula Magna. Ne-am propus, am spus aproape imposibilul, pentru că într-un tumult al evenimentelor diferite, într-o Timișoară europeană, noi am ales să luăm această nișă elitistă pentru a aduce modele studenților, a aduce modele societății, adică modele care nu sunt ușor palpabile,
sau în fiecare zi. Și de aceea aici am încercat să țin timp și spun că până acum, răspundând la întrebare, am reușit. 5 laureați Nobel și sperăm un viitor laureat Nobel, pentru că vorbim de modele și pentru că sunteți în contact cu tinerii și pentru că suntem într-o universitate, dar în același timp pentru că există acest clișeu, tinerii nu mai citesc la fel de mult, mă rog, există aceste distracții, divertisment, Netflix, etc., etc. Ce credeți? Mai există speranță? Modelele culturale pot reprezintă, din perspectiva dumneavoastră, o alternativă viabilă și atractivă pentru tineri? Pot să vă răspund printr-o mică poveste. Eu am făcut recent un turneu în Statele Unite, ceea ce a implicat foarte multe zboruri între orașe și așa mai departe, pentru că a fost un turneu coast to coast, unde am văzut multe orașe, am avut evenimente pe scenă și așa mai departe. Dar vreau să vă povestesc ce mi s-a întâmplat în avion, între două orașe din America. S-a întâmplat ca lângă mine să stea un om foarte tânăr, de vreo 20 de ani, având înfățișarea unui, nu știu, unui rocker sau ceva de felul acesta, un băiat foarte îngrijit, foarte spilcuit, îmbrăcat foarte la mod, așa, cu piercing-uri de toate felurile, deci mai neconvențional. Și de la început, de când s-a urcat în avion, acest băiat a deschis o carte și a început să citească foarte pasionat. Citeam și eu lângă el și, bineînțeles, că eram foarte curios să văd ce citește acest tânăr, care arăta ca un fel de, știu eu, cântăreț pop sau rock sau ceva de felul acesta, sau hip-hopist mai curând. Și la un moment dat s-a dus la toaletă și a lăsat cartea pusă deschisă cu coperta în sus pe locul pe care ședea și am rămas uimit. Citea Nabokov prin una dintre cărțile complicate, foarte estetizante ale lui Nabokov. Și m-am gândit, uite, băiatul ăsta cu un inel în nas, cu părul făcut japonez, așa, cu un fel de bețișoare trecute prin el, plin de tatuaje pe ambele brațe, citește Nabokov. Și atunci mi-am zis exact ce a spus dumneavoastră acum, mai e o speranță. Există speranță întotdeauna, nu e niciun fel de lege după care generațiile sunt din ce în ce mai inculte, nu e adevărat, după părerea mea, întotdeauna a existat un procent din oamenii tineri care au ales să se diferențieze de ceilalți în bine, în complexitate, prin faptul că se impregnează de cultură. Nu numai de înalta cultură, nu numai de Bach, de Beethoven, de Da Vinci, de Dostoevski și așa mai departe, ci și de culturile lor, culturile în care ei trăiesc și respiră liber. Cultura muzicii rock, cultura, știu eu, unor tipuri speciale și mai moderne de dans și așa mai departe, jazz și așa mai departe. Deci, eu cred că atâta vreme cât oamenii simt în continuare dorința de perfecționare interioară, spirituală, încă avem speranță. Sper și eu să avem, să fie cu speranță și să, mă rog, să se și împlinească. Domnule rector, pentru că vorbeam de Universitatea de Vest și pentru că, într-adevăr, Universitatea de Vest are acest scop, să aducă elita intelectuală, oameni de știință, scriitori și așa mai departe, foarte importanți. Câștigăm această luptă și când vine vorba de studenți, câștigăm această luptă care, nu știu, poate se poartă cu oameni ca, habar n-am, Shelley, Dana Budeanu, ca să dau doar câteva exemple foarte cunoscute. Categoric, universitatea are rolul ei bine definit în societate, dar primordial ea se adresează studenților și de aceea această diversitate despre care vorbea domnul Cărtărescu, pentru că nu putem să uniformizăm și să punem cu o măsură unică, un etalon, societatea, o societate care, după părerea mea, are o medie tot mai joasă și este bombardată cu diverse aspecte, modele de urmat,
care nu sunt cele care neapărat achisează spre valorile legate de muncă, de inteligență, de perseverență, de bun simț și astfel de lucruri, care și atunci rolul universității este de a veni să compenseze și să accentueze aceste lucruri pentru a echilibra sau a ridica, să spunem, media societății. Atunci mă întreb spre studenți, pentru că până la urmă rolul de a educa este al școlii. Al școlii, începând din clasele primare, pe parcurs până la universitate, când, mă rog, generezi mai multe competențe, să spunem, decât educația de bază, dar trebuie să ai un teren fertil pe care să dești aceste competențe. Cred că un astfel de proces are șansă în momentul în care perseverezi și aduci cât mai multe de astfel de modele în fața studenților, în fața publicului, în agore deschise, în universitatea fără ziduri, în care să audă vocea, ideile, părerile, valorile pe care astfel de oameni le susțin. Și acest lucru face universitatea, aducând, pentru că sigur că da, acel tânăr despre care vorbea domnul Cărtărescu este lăudabil și sunt mulți probabil care urmează exemplu, dar trebuie să existe un Cărtărescu care să scrie ca să poată fi citit. Trebuie să existe, pentru că dacă astfel de modele nu există, astfel de tineri nu au ce să urmeze. Și astfel, noi la universitate, așa cum am spus, pe lângă mințile deosebite la nivel internațional, validate prin premii și alte lucruri, și alte astfel de foruri internaționale, evident că ne mândrim și cu, sau mai ales cu românii noștri. Și astfel, personalități literare, culturale, cum sunt domnul Cărtărescu, Liceanu, Pleșu, repet, Patapievici și mulți alții, sunt de fapt oaspeți frecvenți ai Universității de Vest din Timișoara. Cu siguranță astăzi universitatea nu are ziduri, mai poate și toate ușile sunt deschise, așa că am să vă mulțumesc amândurora că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți. Urmăriți desigur și celelalte producții UVT Media Hub. Cele bune și pe curent!